Salve dudes! Ieri a fost prima zi de FarmCon unde Giants ne-a prezentat un tur virtual al noi hărți pentru Farm Simulator 22, și anume Elm Creek. Harta este inspirată din zona de Midwest a Americii și deși în realitate acea zonă este în mare parte plată, Elm Creek are și alte forme de relief, precum mijdealuri, canioane și râuri, astfel harta este mai interesantă și nu plictisește. În Elm Creek nu vom avea mare sau ocean pe lângă, toată harta va putea fi explorată în întregime. Avem detalii frumoase precum un canion cu peșteră, râuri și poduri, peste care vom putea trece și pe sub și. Pe pe de Pe hartă ne începem activitatea din centru și astfel ne putem extinde în ce zonă dorim, iar terenurile sunt de diferite forme, rectangulare, dar și forme o și mai dubioasă, pe care, bineînțeles, după aia poți refaci tu după bunul plac. De asemenea, există și terenuri nenumerotate pe care le poți cumpăra și transforma în terenuri arabile după bunul plac. Nu există un oraș pe hartă. Zona reprezintă mai mult o zonă de lângă oraș, astfel că nu vom mai avea multe clădiri degeaba adunate acolo la un singur loc ca să scadă FPS-ul. În schimb, vom avea clădiri împrăștiate sub formă de benzină sau mici businessuri. astfel că avem totuși impresia de viață în zona noastră, dar totodată nu de viață care să scadă FPS-ul. Pentru a mări și mai mult performanța, dar totodată și draw distance harta se folosește de copaș pentru a bloca zone mari din deportare și astfel pc nu mai suferă când încearcă să ne încarce. Astfel avem un FPS sporit. A trebuit să se insiste pe treaba asta pentru că noile vehicule și utilaje vor avea mai multe detalii și FPS-ul ar fi avut mai mult de suferit. Pe margine hărții acum avem ferme pentru multiplayer, în care există clădiri și silozuri numai mai bune pentru a ne începe activitatea la fermă. Aici trebuie menționat că acum poți intra și utiliza majoritatea clădirilor din fermă. Puține sunt doar de decorație. Pe lângă hartă putem vedea și un UI fresh, iar sezoanele sunt acum implementate. Un sezon, de exemplu, reprezintă 3 zile și sunt numite după luni. Evident, va trebui să-ți dinainte cultura și da, contează în ce sezon plantezi și în care recoltezi. Pentru asta vom avea o pagină separată în meniu și asta o să ne ajute acolo, deci nu o să fie foarte complicat. Dar dacă totuși nu vrei să folosești sezoanele, ele vor fi în continuare activate, dar vei putea dezactiva opțiunea prin care plantezi în funcție de sezoane. Așa că nu va mai conta cum plantezi și cum recoltezi, pur și simplu nu nu contează decât vizualul se va schimba. Vei putea vedea cum relieful se schimbă de la sezon la sezon și zăpada se așterne treptat. Farming Simulator 22 se va lansa pe data de, ei bine, 22 noiembrie și va fi disponibil pe PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X și Google Stadia. Dacă ești pe PC și plănuiești să-ți iei FS22, te rog să o faci prin linkul din descriere. Astfel îmi oferi și mie un mic ajutor fără să plătești nimic în plus. Sunt tare curești ce vom afla azi de la Farcon și fiți pe fază că vă țin la curent și cu asta. O seară faină!